găsit, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, 1 iunie. Un eveniment deosebit, spunem noi, are loc astăzi la Biblioteca Județeană Cristian Tăl din municipiul Târgu Jiu. Gazda noastră de astăzi, managerul, doamna Maria Luiza Sandu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit, iată, la Biblioteca Județeană Cristian Tăl Gorj de 1 iunie. Este o plăcere să fim gazdele acestui eveniment frumos. Aș putea să spun așa, un clasic al literaturii române a spus: hai mai bine despre copilărie să vorbim, căci ea singură este veselă și nevinovată. Copilăria este o perioadă magică, plină de inocență, plină de bucurie, aș putea să spun. Este o etapă în viața fiecăruia dintre noi pe care o prețuim și de care ne amintim cu atâta plăcere, cu atât de mult drag. Ziua Internațională a Copilului este o ocazie perfectă pentru a celebra aceste sentimente și pentru a oferi copiilor din comunitatea noastră o zi memorabilă, o zi de neuitat. Ne dorim să le aducem zâmbete pe chipurile lor și să le oferim amintiri frumoase, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, copilăria este plină de magie, plină de mister. De multe ori nu ne dăm seama când intrăm în această etapă sau când părăsim această etapă. Ne trezim doar că nu mai suntem copii, că am crescut. Este un proces, aș putea să spun, subtil și, iată, gradual. Am vrut să subliniez totuși importanța de a trăi din plin fiecare moment al copilăriei, pentru că este o etapă unică și irreversibilă. Am pregătit alături de colegii mei și alături de partenerii mei din acest proiect, respectiv Teatrul Dramatic Elvira Godeanu Gorj, căruia doresc, reprezentat de doamna Ghițulescu, căruia doresc să-i mulțumesc tare mult pentru tot profesionalismul de care dă dovadă și pentru implicare, Colegiul Național Spiru Haret, licee și instituții de învățământ din județul Gorj, o serie de activități menite să aducă bucurie și să stimuleze creativitatea copiilor. De asemenea, vom avea și copii talentați la acest eveniment. Vom avea atelier sub denumirea Chipurile, conturul veseliei, unde copiii pot participa la pictură pe față, un atelier de pictură pe față realizat de colega noastră dragă Tivig Adriana, ajutată de voluntari. Apoi vom avea un spectacol, teatru lectură în mișcare, susținut de actori profesioniști de la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, și cum veselia vocii și a instrumentelor muzicale intră într-o bogată sărbătoare a muzicii populare românești, va fi interpretată de tineri îndrăgostiți de valorile tradiționale românești. De asemenea, dorim să întărim legătura dintre bibliotecă și comunitate, să arătăm că biblioteca este un spațiu deschis, un spațiu plin de viață, de creativitate, unde fiecare dintre noi, fiecare dintre dumneavoastră este binevenit. Mulțumim. Eu vă mulțumesc tare mult! În cadrul proiectului de astăzi de la Biblioteca Județeană Cristian Tăl, 1 iunie 2024, ne-am propus să vorbim cu Andrada. Andrada are 17 ani, este voluntar în cadrul proiectelor care au loc aici la bibliotecă. Bine te-am găsit, Andrada! Bine v-am găsit! Bună ziua! Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici. Totodată sunt foarte fericită că am ocazia, împreună cu ceilalți, să pictez copii pe față, să mă bucur alături de ei. Totodată sunt de părere că toți suntem niște copii în sinea noastră și ar trebui să ne bucurăm de acest spirit toată viața noastră. Felicitări pentru ceea ce faci, contează foarte mult să oferi o bucurie unui micuț. Bănuiesc că ei sunt foarte încântați atunci când îi pictezi. Cam ce își cer în general? Ce vor? Ce vor să le faci? Un fluture? Ce? Depinde, un fluture, o pisicuță, tot felul. Se bucură foarte tare. Cât de mult rezistă picturile tale? Până seara, chiar dacă se joacă? Da, rezistă destul de mult. Rezistă, da? Chiar da. Se joacă, aleargă. De unde pasiunea aceasta? De când ai început să faci pictură? De foarte puțin timp. Mie îmi plac foarte mult copiii și mă bucur foarte mult să le ofer o bucurie cu această chestie și ocazional îmi place să mai fac asta.
Mulțumim, la mulți ani și ție! Mulțumesc frumos! Ce ați pregătit astăzi la Biblioteca Județeană? Bună ziua, astăzi, de ziua copilului, am pregătit un mic program artistic ce va fi susținut de micii noștri violoniști. Ei sunt elevi care studiază și la Palatul Copiilor și la Școala Populară de Artă și individual. Sunt copii extrem de talentați, sunt copii foarte, foarte pricepuți între ale muzicii, o să-i vedeți. Sunt copii foarte buni și la școală și pentru ziua lor am decis să facem așa un mic program artistic pentru a-i promova în primul rând pe ei și a se bucura de ziua lor. O piesă, două, câte vor avea? Vor avea mai multe piese. În deschidere vor fi 5 piese. De ce n-ai venit aseară? Mâine cu Țămâi Gojene, Bob de Rouă, Sârba Gojului și Sârba Naiului. După care, individual, fiecare își va prezenta o piesă proprie pe care o stăpânește cel mai bine. Sunt foarte încântat, sunt foarte fericit, am văzut prezența aici, în spatele dumneavoastră. Da, sunt frumoși, sunt pregătiți, sunt foarte bine pregătiți. Sunt copii care participă la foarte multe spectacole, la foarte multe evenimente. Eu zic că va fi un program frumos. Mulțumim. Mulțumim și noi, mulțumim pentru prezență. Ați învățătoare la Colegiul Național Spiru Haret. Spuneți-ne ce ați pregătit în cadrul evenimentului de astăzi la Biblioteca Județeană Cristian Tel. Bună ziua! În cadrul evenimentului de astăzi la Biblioteca Cristian Tel, împreună cu elevii mei, am pregătit o scenetă care se intitulează Timpul și copilăria și un monolog cu privire la timp. Timpul prin ochi de copil. Nu este prima dată când participați la evenimentele care au loc aici, v-am mai văzut și la alte acțiuni, mă gândesc că sunt foarte încântați copiii că fac parte din proiectul acesta. Sigur că da, noi avem o strânsă colaborare cu Biblioteca Județeană Cristian Tel și suntem onorați de fiecare dată când participăm cu drag și venim cu tot sufletul și bine pregătiți înainte. Cei care doriți să vă pictați pe față, o am alături de mine pe colega mea, Tivig Adriana, dar înainte de, pentru că noi avem emoții, vreau să o aplaudați pe Adriana. Monica! Bună ziua! Ești pregătită asta? Gabinet. Așa începem. M-am dus la Sfântul Ion să fac o vizită doamnei Maria Popescu, o veche prietenă.
prietenă, ca mare ținută. Am observat la unei povestiri că un anul acesta nu prea se vede la plimbare, la teatru, la petreceri. Doamna mi-a spus că de o vreme îi se urăște chiar unei femei cu petrecerile, mai ales când are copii. Doamna? Când face cafea, că dacă te-a prins, moare mama! Nu vrei să moare mama! Dar, întrerup eu. Pentru cine ați poruncit cafea, madame Popescu? Pentru dumneata! Dar de ce vă mă mai deranjați? Mă, dar ce de rău? Madame Popescu mai să rupă o dată cu cele de frăde și de frăde. Dintre toate mai rău la legea trâmbiță și o probă. Atât de rupă al copil, suiete un super cal până pe otar, pune trâmbița la pune și... Și legând cu trâmbița. Tocmai, zic eu, la camarele nu e totul. Și mai rău nu cântă cu trâmbița. Cu trâmbița cântă cu maghiară interioare. Maiorul, comandul și merge în frâdea soldat. Explicația mea îmi prinde timp. Mai e unul de scalică, apoi începe să comande. Reine, marș! Și cu toate scoase, și cu toate scoase. Mi se pare că îi cam place. Și zicând dumnealui, mama mi-a arată râzând pe domnul maior. Și dumnealui? Da, da, dumnealui, băi, dar să vezi ce caragios e cu țigara în gură. Să te prăpădești de râs ca un om mare. Cu lingura în cheseaua de dulceață. Ajunge, domnule, destulă dulceață, mamă, că ia te apucă stomacul. Maiorul ascultă după ce mai ia încă vreo 3-4 lingurițe, apoi iese cu cheseaua în vestibul. Unde te duci? Dar vin acum! După un moment se întoarce cu cheseaua acolo, o pune pe o masă, se apropie de mine, mi-a de pe meșcioară tabachera cu țigarete regale, scoate una, o pune în gură și mă salută militărește ca orice soldat care ce... Stâmpeni! Vezi? Ai supărat pe domnul! Altădată nu să-ți mai aducă nicio jucărie! Apoi, întorcându-se către mine cu mult bunătate... Nu e nimic! Nu e nimic! Este! Cafeaua nu putea, să iei segnițica apă caldă! Dar n-a apucat să termine și deodată o văd schimbându-se la față ca cu atât de groază. Apoi dă un țipăt și ridicându-se de pe scaun. Ionel! Ionel! Mamă, dar ce ai? Și mă întorc și văd pe maiorul alt ca apară cu ochii pierduți și cu drăgălașa lui figură strâmbată. Mama se repede spre el, dar până să facă un pas, maiorul cade la... Vai de mine! Eram copilul lui! Ajutor că moare copilul! Le ridic pe maiorul, deschide repede mundirul de la ghid și de la piept. Nu-i nimic, ar zic eu, apă rece. Îmi stropesc bine pe când mama pierdută și smunge părul. Vezi, domnule maior, vezi? Nu ți-am spus eu că tutunul nu este lucru bun, al dată să nu mai fumezi. Am lăsat pe madame Popescu liniștită să spun că ei maior apare din orice stare alarmantă și am ieșit. Mi-am pus șoșorii și paltonul și am plecat. Când am ajuns... Este o singură coincidență. Personajul e personaj, nu? Personajul este o ființă umană, un animal sau un obiect însuflețit care participă la acțiunile dintr-un text narativ literar. El este rolul imaginației unui autor și există doar în paginile textului, nu și în realitate. Personajul apare doar în textul narativ literar, nu și în cel non-literar, unde acțiunea este realizată de o persoană care există în realitate. Un personaj poate participa într-o măsură mai mare sau mai mică la acțiunea prezentată într-o operă literară. După rolul pe care îl are într-o operă literară, personajul poate fi... Principal! Când apă rolul central în acțiune. Da, secundar, când are un rol mai puțin important în acțiune. Episodic, când apare într-un singur episod sau numai în câteva episoade. Unele mai tare, altele mai curățele și podopite în câte și mai câte înfloritori și putere. Vila cu iedră și obloane închise de și-a făcut cuib în mele. Foarte adânc și visează, e din nou tânără și frumoasă. Aleea de zgură, scârțâitoare, pe tipul de gips, cocoșul de fier, în invidioasă și rea de gură, și cea mai mare purtită.
populare din cartier. O explicație se poate construi în jurul a două întrebări. De ce? Da, de ce? Atunci când este lămurită cauza unui fenomen a unei acțiuni. Cum? Atunci când sunt oferite instrucțiuni, cum să folosești un aparat, cum se prepară o prăjitură, cum să ajungi într-un anumit loc. Da. Pentru a se face înțeles, vorbitorul trebuie să știe el însuși ce vrea să comunice și să folosească comanda. Este un act de limbaj, cu ajutorul căruia vorbitorul îl îndeamnă pe receptor să acționeze într-un anumit fel. Îi dă un sfat, îi propune ceva, adică îți recomand să te sfătuiesc, da, să da. Îți propun să afirma. Este un... Pământul este... Cum este? Rotund, perfect. Urmare recunosc că am greșit. Ce spaimă! Ce emoție! Și ce scandal! Am descoperit prin decât un șoarece intelectual. Da, la început, ca să nu pară că are gusturi prea ciudate, am mâncat într-o doară cartea de jucate. Apoi, ca să nu mă sperie prea tare, câtva timp, am fulecat numai dicționare și a dus ipocrizia atât de departe încât a jurat să nu se mai atingă de nicio carte. Dar n-a rezistat mai mult de o zi și a început poezia ronței. Ba, pentru că îl tentează drumul spre glorie, a înghițit și câteva cărți de istorie, iar tabla mulțirii fiindu-i simpatică. Da? Ați făcut? Da. Uite, nu ai zis, da. Ce exercițiu de dicție ai făcut? Când recitați poeziile, da? Dar știți că sunt și exerciții care vă ajută pentru rostire corectă. Ați făcut vreodată pe unul dintre voi un astfel de exercițiu? Da. Da? Da, domnul a făcut! Foarte frumos, da, foarte frumos. Păi să facem... Știu că sunt casă în mușcă. Bravo! Super! Aplaudați-o foarte bine! Bravo, Nici! Ați făcut, știți! Dincolo de drum. Bravo! 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 La revedere!
iubește, nu-i la fel cu timpul care nu mai vrea după o vreme să ne care în spinare. Timpul copilăriei e făcut din stele mici, ai domn. O continuă poveste care se descrie des. Copilăria pleacă nu știu unde, ca să vină nu știu cine, un bufon ce nu se ascunde. Ura sa față deranjează copilăria noastră. Spune, dacă n-ați dreptate, cum suntem de sfârșit? Este întrebare, tot la desene mari de întrebare. Copilul din mine vrea să știe cine a născocit timpul și dacă e bine. Vrea să știe dacă ar putea să treacă pe o scoie viață din. Care copil gustă din splendorile vieții. Este un tip mitic și fericit, unde visul devine realitate, iar realitatea devine bază. Și la școală la lucrare, matematica se pare că ne-a pus la greu. Dar cum a dat o fată? Reptungul e o linie frântă, care a făcut nu știu cine, dar ne-a întărit-o bine. Ca să râdem, nu se cade, e bun. Și vezi cum face vorbire cu părți pe poziții, silabe cu cuvinte, litere cu sunete. Până într-un final am înțeles că a este un sunet și zice vocală, la este silabă din cuvântul școală, care este și un cuvânt. Dacă e simplu că nu dor un dinos cu altul s-a curățat. În amintirea foarte spune, era o pauză încărcată foarte bine. Mă întorc cu gândul la vechiul nostru să întâlnesc copilul care am fost. Există o parte mică a sunetului și soarele în mână. Pe care le-am făcut, a fost o problemă tehnică, de fapt, pentru că, iată, de fapt, despre asta este vorba, despre copilărie, despre veselie. Am aici diplome și vreau să acord așa, diplome pentru deosebita implicare și pentru talentul dovedit în cadrul evenimentului Copilărie cu Bucurie la Bibliotecă. Nu vă știu numele tuturor, însă cei care ați interpretat corect alături de mine pe scenă. Deci, cu fața la camera.